Contact imediat cu porcul domestic. În acea zonă, porcul se crește liber sau semiliber. Astfel încât, la limita de teritorialitate dintre rezervație și gospodăriile cetățenești de acolo, s-a produs contact. De asemenea, se știe că acolo se șimetisează. Mulți porci domestici sunt încă tigrați, având în vedere contactul imediat pe care l-au cu mistreții. Așa se face că noi am avut prima confirmare la porcul domestic. Ulterior, în timp, am intrat și am găsit în deltă exemplare decedate în stări avansate de putrefacție, care ne-au confirmat faptul că, de fapt, acolo am avut intrarea pe portanță de mistreți a pestei porcine africane. În harta și în dinamica pe care înțeleg că o să o prezentați, o să observați că, de fapt, în partea de est, dinamica epidemiologică se duce pe luciu de apă. Ea se suprapune cumva apei. Ceea ce ne-a dus cu această dinamică în Brăila, s-a intrat în insula Marea Brăilei, ulterior a intrat în Ialomița, apropiindu-se de județul Călăraș. Când s-a întâmplat tot acest? Când s-a întâmplat toate acestea? Dinamica a început, așa cum spuneam, pe 10, odată confirmarea focarului de la Ceatalchioi, și s-a extins și se extinde în continuare și la momentul discuției noastre. Așa am ajuns la cele 578 de focare confirmate și la alte 21 de suspiciuni, din care probabil o parte semnificativă se vor confirma. Deci ajungem la 600 de focare. E posibil, dar vreau să vă spun că, spre exemplu, Portugalia, care a luptat cu această boală între 1986 și 1999, 13 ani, și a făcut eforturi financiare remarcabile, a avut 2353 de focare, cred că peste 2000 de focare a avut în evoluție, pe care le-a gestionat. Nota bene în condițiile în care aceste focare nu au evoluat decât la porcul domestic. N-au avut focare pe porc mistreț, spre exemplu. Deci, și chiar și așa. La noi pe porc mistreț în majoritatea sau ele au trecut de la porc mistreț la porc domestic? Nu. Marea, imensa majoritate o reprezintă focarele pe porc domestic în acest moment. Pe porc mistreț avem 28 de cazuri. Ele la mistreț sunt cuantificate diferit, sunt denumite diferit, se numesc cazuri. Pentru că un focar, așa cum începusem să vă spun, e important să explicăm lucrurile acestea. Un focar reprezintă o locație, curte sau exploatație, ca și în cazul exploatației comerciale de la Tulcea, care poate să aibă între 1 și sute de mii de porci. Deci, un focar reprezintă o locație în interiorul căruia s-a diagnosticat și s-a confirmat pesta porcină africană. O familie, o gospodărie. O gospodărie. În acea localitate aveți probabil 200. Sau este motivul pentru care s-a introdus această prevedere legislativă de a face ucidere preventivă. Pentru că era doar o chestiune de timp să extindem numărul focarelor. Pe stradă aveam, să zicem, 50 de gospodării sau 20. Era o chestiune de timp. Astăzi aveam 2. Păi mine mai aveam încă 3, încă 4. Și atunci s-a introdus această ucidere preventivă, pentru că, repet, era doar o chestiune de timp să se îmbolnăvească în continuare și să menținem pericolul difuzibilității. Ce fac? Oamenii sunt speriați. Își pun porcul în porbagajul mașinii, în remorcă, fug cu el la 20 de kilometri, la 40 de kilometri sau în alt județ, în altă localitate, spunând, tăi, mă duc la soacra, mă duc la vărul, îmi duc porcul acolo că nu vreau să-l omor. E o crimă. Greșesc profund. Lucrul ăsta greșesc profund, domnul Rareș. Deci, în momentul în care fac asta, practic transportă virus. Exact. Evident. Sigur, până astăzi s-au ucis, să vă dau cifre, peste 78.540 de porci. De 78.000 de porci uciși. La momentul discuției noastre. Da. Sigur, în care cea mai importantă parte din număr o reprezintă uciderea din focarul de la Carnipro. Da? Peste 47.000 de domnul care a vorbit. Domnul care a vorbit la începutul emisiunii dumneavoastră. Deci, această ucidere preventivă, v-am explicat de ce s-a introdus. Avem ucidere preventivă, avem ucidere în focar, toate sunt făcute cu rostul de a preveni extinderea bolii. Discutăm despre o boală care nu are profilaxie, deci nu poate fi prevenită, nu există vaccin. Discutăm despre o boală care nu are tratament. Deci nu avem posibilități curative de intervenție asupra ei. Și atunci, sigur că poate părea radical, dar este singura posibilitate să oprim această extraordinară difuzibilitate a bolii prin eliminarea animalelor din focar și din imediata vecinătate a focarului. Așa au făcut toate țările afectate și nu sunt puține. Spuneam că... Regulă. Problema e foarte dură pentru omul care știți foarte bine mentalitatea românului, care își crește porcul în gospodărie, care merge la țară la
mama la, la mătușa, la bunica, pentru că porcul lui e crescut acolo, cu mâncarea pe care el o dă și îl taie de Crăciun. Întrebarea e, omul care e nevoit sau vede în fața ochilor, avem nenumărate astfel de povești de viață din ultima lună și jumătate, ultimele două luni, cum îi se omoară porcul în față, de către cei care vin să-l ucidă tocmai pentru a nu duce boala mai departe. Primește ceva? Pentru că asta e marea întrebare. Dom'le, noi suntem în vreun fel, nu știu, să primim ceva, să primim o recompensă, să ni se să acopere statul, Uniunea Europeană, fondul de rezervă. Ce se întâmplă exact cu acest porc care sunt oamenii sunt nevoiți să-i omoare? Categoric, da. Toate animalele ucise, fie că sunt ucise în focare, fie că sunt ucise preventiv, sunt despăgubite. Și statul a introdus o nouă prevedere în acest moment legislativă care ajută, respectiv sunt identificați extemporaneu și despăgubiți, inclusiv proprietarii animalelor neidentificate. Pentru că legea permitea numai evaluarea în vederea despăgubirii animalelor identificate și introduse în baza națională de date. Ei, tocmai pentru a veni în întâmpinarea acestei posibile... Domnul președinte, dacă îmi permiteți, pentru telespectatori, că e foarte important, mai puțin tehnic, deci în satul românesc există porci pe care omul i-a declarat la primărie și porci pe care nu i-a declarat. Eu i-am declarat, el nu i-a declarat. Legea spunea foarte clar. Cei care sunt declarați cu crotale și îl despăgubești, celălalt pe gârlă. Nu-i dăm nimic. De asta a fost un pic de... Oamenii erau speriați. Cumva, da, imediat, așa era legea. Dar nu avusesem peste porcină. În momentul când a apărut pestea porcină, comitetul acesta, împreună cu guvernul, a luat decizia. S-a modificat legea și absolut toți oamenii, indiferent că și-a declarat porcul la primărie sau nu și l-a declarat și îl găsești în teritoriu, va fi despăgubit. Și va fi despăgubit la un preț real. E foarte important. Între 8 și 10. Asta este altă întrebare. Dom'le, la ce preț vor fi despăgubiți? Cum vom fi despăgubiți? Întreabă oamenii. Altceva. Dom'le, carnea. Deci pentru zona unde ați descoperit focar. Joi seara, înainte de emisiune, s-a confirmat de către dumneavoastră focarul de la Fetești. Carnea dintr-un astfel de focar, carnea dintr-un astfel de poț, poate fi folosită în industrie, poate fi folosită, poate fi mâncată? Carnea din focar nu pleacă nicăieri, domnul Rareș Bogdan, pentru că generează risc. Risc de contagiu. Ce înseamnă asta? De la manipulare până la transport, ea generează risc. Ea nu trebuie să plece. Sunt măsuri cât se poate de bine stabilite de Directiva Europeană 60/2002, dar n-aș vrea să intru tehnic. Vreau să spun, de fapt, ce risc generează. În momentul când am scos din focar un element potențial contaminat, riscăm să transferăm boala cu bună știință în altă parte. Așa a intrat la Satu Mare, da? Vă dădeam exemplu cum a intrat boala în România. Da? Printr-un transfer de produs. Am identificat, cred că în premieră, în Uniunea Europeană, în salam făcut de casă, genomul virusului pestei porcine africane transferat la Satu Mare. Domnul președinte, iar să revenim la telespectator, că e n-aș vrea să trec deși de despăgubiri, să nu uităm subiect, că e important. Foarte important. Domnul Rareș Bogdan, eu sunt un simplu țărat. Mi-am luat porcul și zic, mă, n-are nimic. Am văzut pe alții, am tăiat. Am copii, le trimit carne sau le duc, ei pregătesc, resturile respective ajung sau din contactul cu carnea, unde am dus-o la nu știu câte localități, acel virus se transmite efectiv la porcul domestic, că n-ai niciun fel de măsuri de biosecuritate în gospodăria țărănească. Acolo el intră cu pantofii care iară, hainele nu-ți face schimb când se duce să-și hrănească porcul și așa mai departe. Și automat, dacă ar da voie să scoatem din focarea asta, România moare într-o lună de zile, suntem morți cu toți. Deci, adică nu mai există practic porcine în momentul nu în care... Nu există, pentru că se transmite cu o viteză așa de mare și practic neavând preventiv nimic să facem. Singurul lucru preventiv este descoperi focarul, îl izolezi pe o distanță cât mai... La început au fost, neavând nici legislația, am văzut discuții, David, nu am eu o simpatie deosebită pentru veterinari, aia o facem în altă emisiune. Acum discutăm de ce se întâmplă cu oamenii. Și ei îmi scriu că de ce a fost scos controlul de primăvară. Sunt multe întrebări și aș vrea să răspundă la toate. Da. Și atunci, ideea este următoarea. Au vrut să facă chestiunea asta, să sacrifice acest porci de la început, pentru ca să nu se virusul să... Dar n-aveau legislație.
nu știa ce să-i spună omului dacă îi dau, nu știa cine e comisia care, cine plătește. E, toate lucrurile astea s-au stabilit și acum își permis să facă. Și mai e important, foarte important ceva. M-am uitat cu mare atenție la emisiunea dumneavoastră, chiar și în reluare noapte. Vreau să vă spun ceva. Încă o dată, că nu sunt simpatici din multe puncte de vedere. Nu vorbesc de domnul Geronimo. Eu vorbesc despre oamenii, că sunt, toți românii sunt la fel, ca și românii din partide, ca și toți suntem la fel. Tot o apă și un pământ. Și bușire. Partidele reprezintă societatea, nu sunt mai bune sau mai rele. Exact. Asta e adevărul, că ne place. Și atunci, sau... ideea este următoarea, că nu pot face singur acest lucru. Deci dacă cine n-a lucrat sau cine nu știe cum, un porc care are 100 de kilograme, vă dați seama să-l te duci în cote, să-l prinzi, să-l sacrifici, să trebuie, sunt anumite procedee, că nu se sacrifică oricum. Problema e că sunt foarte multe doamne doctore la ANSVA și local și, și o femeie să tragă un porc de 100 sau de 100 și... Și aici sunt formațiuni speciale care trebuie să intervină. Armata, jandarmeria, poliția, abia acum intră toți. Și își fac... Că s-a realizat situația, care mai e una de loc... E una de război. Este un război cu virus. Da, da, domnule Brănescu, lămuriți-mă și pe mine. Bulgari, ucrainieni, dumneavoastră au luat măsuri foarte clare. La noi de ce totul a trenat, totul a fost așa? La primele avertizări din Uniunea Europeană părea că pe noi nu ne atinge. Când ucrainienii și-au băgat armata la propriu, și știți foarte bine, mai bine ca mine asta, au băgat armata și au pur și simplu au ras o zonă întreagă, au tras în porci, mistreți. La noi nici măcar n-au ridicat interdicția de vânătoare în biosfera Delta Dunării pe porc mistreți. Ați ridicat-o de o săptămână. Când a fost ridicat-o? Dar nu dumnealor. Păi nu, la noi. Nu, vorbesc de ceilalți. Pot să vorbesc ca reprezentant autorități. Eu nu vorbesc acum de ani. Eu vorbesc de tot ce înseamnă autorități. Adică Polonia, Ucraina, Bulgaria, domnule, nu-ți mai deștepți ca noi, că nu sunt nici elveție, nici nemți, nici ea nu-ți mai deștepți, sunt mai organizați. E, la noi de ce a durat atât de mult totul? Asta nu pot să înțeleg. N-a durat mult. Măsurile în România s-au luat cu foarte mulți ani în urmă. A început în 2013, când s-au făcut primele exerciții de pregătire a populației. A urmat 2014, în 2016 s-a adoptat hotărârea de guvern 830 care reglementa, repet, în 2016, când era departe peste porcina africană, primele măsuri care trebuie luate în cazul apariției bolii, ca și măsuri generale de prevenire, s-au upgradat în continuare prin măsurile luate atât de autoritate, prin implementarea legislației, prin exerciții practice, prin organizarea cu vânătorii, că am și spus, s-au organizat sub egida Comisiei Europene în 2017 la Brașov un workshop, mă rog, un exercițiu de lucru interactiv, ca să reformule, să nu... Au fost implicate toate entitățile care au interese în domeniu. Prin direcțiile sanitare veterinare, de peste 2 ani se organizează întâlniri și instruiri, inclusiv în cazul de la Tulcea. Au fost instruiri și întâlniri în care au participat inclusiv reprezentanții societății comerciale pentru a fi educați în respectarea măsurilor de biosecuritate, pentru a fi conștientizați de riscul care îl reprezintă pesta porcină africană. Domnul... Ucraina nu și-a rezolvat, o secundă, Ucraina nu și-a rezolvat problema din pestei porcine africane. Nu și-a rezolvat-o nici acum, la momentul discuției noastre. Au și ei probleme suficiente. Pesta porcină africană a intrat în Ungaria, a intrat în Cehia, a intrat în interiorul țării. În România noi am diagnosticat-o la frontieră, am reacționat de la frontieră, ne-am păzit țara din punct de vedere tehnic, așa cum am știut noi când mai bine. Când a fost clar că... există șansa ca pesta să intre prin Delta Dunării, prin biosferă. Bun, noi încă din 13, cred că mai 2016, am interzis târgurile și toate aglomerările de animale, expozițiile și alte manifestări în sensul acesta, în cele 8 județe de risc, de la Satu Mare până la Tulcea. Adică noi deja ne-am bordurat, am fost pregătiți și tot timpul am stat, să zic așa, cu arma la picior pe cele 8 județe care se află la frontiera cu Ucraina și cu Republica Moldova. Dar, domnul președinte, și domnul Rareș Bogdan, eu spun, domnul președinte nu spune, dar eu vă spun, că de-aia m-ați invitat. Păi de-aia v-am chemat să spun. Ideea este următoarea. Se știa că acolo nu se putea, că era biosfera Deltei Dunării și UNESCO și, mă rog, lucrurile au zis că dacă le-am stăpânit, aici ne-am păcălit ca autorități.
dacă am stăpânit granița acolo unde am văzut, a intrat imediat și așa mai departe, dumnealor ar fi trebuit, după părerea noastră a crescătorilor, unde aici să știa că prin Delta și prin Mistreț, într-o zi tot ajunge. Nu știa în ziua în care va ajunge. Și atunci ar fi trebuit o sacrificare la populație. Dar la populație e foarte greu. Și eu vă spun din toate punctele de vedere. Și din punct de vedere politic, și din punct de vedere economic, din toate punctele de vedere. Că nu e Ignatul în august. Nu e. Și n-ai curaj să te duci peste om, nici nu s-a auzit de... S-a vorbit despre peste porcii. Și te duceai și făceai curățenie pe o rază de 10 km, care e o rază de protecție, și opream probabil totul acolo. Dar pentru asta era foarte greu să declanșezi un asemenea proces, pentru că nu aveai dovada și omul ce de ce domnule ai venit? Dar de ce nu-mi dai? Dar de ce nu-mi faci? Noi suntem ca asta în pățitul. Dăm că pragul de sus ca să vedem pe la de jos. Asta este real. Și eu sunt ferm convins, am discutat cu colegii mei, ne întâlnim tot timpul și astăzi cu domnul ministru, cu ANSV-ul și cu toată lumea, 4 ore am stat la minister, să găsim soluții. Pentru că vorbim de două lucruri. Zona industrială și zona... Gospodăria țărănească. Gospodăria... Trei lucruri, domnul președinte, dacă mi-i îngăduiți. Vorbim de porcul domestic, care vorbeam se crește de... în gospodăria țărănească și în exploatațiile comerciale și vorbim și de Mistreț, care și el generează o zonă de interes inclusiv financiar, gestionarii fondurilor de vânători. Eu mă referam la cu totul altceva. Acolo era lucru clar, guvernul trebuie să ne împușcăm, scurt. Acolo n-ai ce să, că nu o să urle 3 asociații de protecție a mistreților, să le băt, să urle. Nu. Foarte bine, să lege de câte un mistreț fiecare, la revedere, îi împușcăm, că acum nu o să stăm la urși, stăm la mistreț, stăm în curând, o să trăim animalele mai puternice decât oamenii. Vreau să vă spun, domnul Rares, nebunii... că măsurile de biosecuritate sunt cele mai dure din Europa la fermele industriale. Pe noi pur și simplu de aici și urâm, că nu știu, ne-au pus să facem și au inventat orice ce nu există în România, dacă veniți. La orice fermă vă duceți să vedeți ce înseamnă măsuri de biosecuritate și vizite în fiecare săptămână. În schimb, când vorbești de aproape 2 milioane de proprietari de porci din România, este greu să faci cu ei instruiri de biosecuritate. Le spui, dar ce să... Și este foarte greu să-i convingi și ceea ce s-a dovedit și în seara asta, că dumneavoastră ne-a spus, oamenii întreabă. Bun, domnule, e blocat serverul în momentul ăsta. Exact asta e. Și lămuriți-i o dată cu banii că aici... Vin pe minut câte 300 de mesaje, pe minut. Bani, ce bani le dați? Spuneți-mi, că asta e marea întrebare. Tot e până la bani. Le despăgubim pe toată lumea. Despăgubim pe toată lumea în condițiile legii. Ce spune legea? Ce înseamnă asta? Ce spune legea? În primul rând, prin ordin al prefectului din județul afectat, se constituie o comisie care are reprezentant al Direcției Sanitare Veterinare, reprezentant al Direcției Agricole din teritoriu, reprezentant al prefecturii, reprezentant al Consiliului Local de pe raza OAT-ului, unde se efectuează această evaluare în vederea despăgubirii. Se despăgubesc animalele la prețul pieței anterior producerii evenimentului. Că ulterior poate să scadă prețul. Adică dacă omului a murit animalul în județul Tulcea sau satul mare sau Bistrița, da? Da. Și prețul la 1 iulie era X, era la porcul viu, ăla îl plătiți dumneavoastră. Ăla îl plătim și sunt repere cât se poate, pentru că e vorba de sume importante de bani și trebuie foarte, foarte bine evaluat. Acest preț include, în analiza sa, include valoarea animalului raportată la greutate, la sex, la stare fiziologică, la vârstă, la categoria de producție. De asemenea, la aceasta se adaugă un coeficient privind valoarea genetică, pentru că într-o exploatație ca a carniprodului, sunt convins că a fost și valoare genetică, deci valoarea animalului este superioară. Sunt convins, dar asta e în cazul carniprod sau în cazul fermelor mari. Nu, și la populație. Dar la populație unde omul, bunica, Dumnezeu să-i odihnească, ținea porcul pe care îl tăiam înainte de Crăciun. 2 porci, da? Păi, acolo, eu ce știa când s-a născut porcul, când a fost... Rostul acestei comisii este tocmai... Am înțeles că nu doar cele care sunt înregistrate, deci le dați tuturor. Toate animalele ucise fac obiectul despăgubirii. Sigur că despre asta vorbește comisia, așa e corect, eu vorbesc din punct de vedere tehnic. De aceea este o comisie acolo care are calitatea legală să evalueze cât se poate de obiectiv, dar repet, la valoarea reală a animalului. Deci nu-i dați sub prețul... Nu.
pieței sub... Tocmai de aceea domnul am spus anterior... Nu știu de ce o coli și nu spuneți. Lăsați-mă să spun. S-au despăgubit de 78 de persoane din Tulcea cu 192.000 cu prețuri între 8 și 12 lei. Stați puțin. Deci pe kilogram. 72 de persoane. 78 de persoane. 78 de persoane. 197 de câte cereri sunt? Că sunt câteva minimum. Deci în acest, în acest moment avem 56 de dosare în care s-a plătit deja despăgubirea, 148.100. 78 ați plătit, ați mai plătit. În momentul definitivării, până la validare, până la verificare și avem 428 de dosare în lucru. Dar situația este în evoluție. Dar cereri efective... Focale este 2 milioane sunt, de lei avem în acest câte moment. Câte sunt în momentul ăsta? Câte cereri sunt depuse? 428 de dosare sunt în lucru. Și e important de spus că legea consacră un termen de 90 de zile. Deci dacă i-a murit porcul în 1 august, are 90 de zile să depună... Ei bine, noi am făcut plățile, se poate constata, Lesnei, la 40 și ceva de zile. Deci încercăm, ca în timp real, să acoperim această pagubă pe care o suportă cetățeanul. Tocmai pentru a-i arăta hotărârea noastră în a gestiona boala, dar fără a-l afecta pe... Domn președinte, dacă omul alege să taie, pentru că avem nenumărate cazuri, oamenii scriu acum speriați și zic, domne, domn Bogdan, noi l-am tăiat. Ne-au zis că avem sau că are vecinul, eu am tăiat porcul. Ce ați făcut, domnule? Că l-am băgat în... L-am făcut carne friptă, că am zis că n-o să aibă pestă porcină și jumări. Și l-am băgat în untură. Poți să le mănânc sau nu? Nu știu dacă au fost și reproșuri. Răspundeți după pauza publicitară, vă rog.